don't have too much illusion is can win in the Mediaș. Ne putem face mare iluzii că putem câștiga. Mediașul este favorită, dar este un meci bun în vederea următoarelor două meciuri care urmează. Meciul de la Mediaș a trecut de sârbul Nicolici la capitolul pierderi calculate. Nici nu poate să gândească altfel de vreme ce elevii săi au părut apatici în ultimele meciuri. În plus, Mediașul e una dintre cele 5 echipe care se bat alun acesta la titlu alături de Asesoft, Mureș, Steaua și Cluj. I mean, I wouldn't say it's a miracle. Any team could lose, any team could win. I mean, I'm always going into the game knowing that we can win, so I think we win. Nu crede că este vorba despre un miracol, orice echipă poate să câștige, orice echipă poate să piardă. El intră pe teren cu gândul ca să câștige un meci, așa că crede că o putem câștiga la Mediaș. Optimismul lui Darby nu este însă împărtășit de mulți. Gorjenii sunt mai mult cu gândul la ultimele două partide din acest an, cu Brașov acasă și în deplasare la Timișoara. Good, we need to win in last three games. Dacă am câștigat două din aceste trei meciuri, ar fi foarte bine pentru noi. Un scor de 8-7 la sfârșitul turului ar fi perfect. Dacă vom câștiga numai un singur meci, pentru că toată lumea se așteaptă ca să câștigăm meciul de acasă cu Brașov, atunci ar putea să fie unele probleme, dar nu în sensul de clasament, pentru că echipa dumneavoastră știe că poate mult mai mult. Gazmetan Mediaș are cel mai tare atac din campionat, cu 100 de puncte peste următoarea în top, BC Târgu Mureș. Medieșenii au pierdut doar 3 meciuri din 12, în timp ce Energia și-a împărțit până acum victoriile și eșecurile câte 6. Duelul dintre cele două echipe are loc sâmbătă seara de la ora 18.